La Bălți, fermierii din raioanele Glodeni, Râșcani, Fălești, Drochia, Sângerei s-au întâlnit cu ministrul agriculturii, Vladimir Bolea, pentru a discuta despre crearea camerelor agricole în Republica Moldova. Propunerea ministerului prevede crearea a 10 camere agricole regionale și unei camere agricole naționale. Aceste structuri vor ajuta fermierii să acceseze mai ușor fondurile europene și să-și consolideze producția pentru piețele externe. Dacă fiți în camerele de comerț agricole, noi să soluționăm problema naturii, eu mă îndoiesc ca mare. Care este strategia noastră? Agricultura nu e despre minister, agricultura e despre voi. Asta înseamnă realitate camera agricolă. Asta e ceea ce ne lipsește nouă cu desăvârșire. Ceea ce ne lipsește nouă cu desăvârșire. Nu vom face lucrul ăsta. În continuare vom fi executați fiecare pe rând. Cât de distribuitori care v-au dat marfa și nu vă puteți achita pentru că nu aveți roadă. Camere agricole vrem noi, nu vrem, ele vor fi. Dar depinde de noi, de fiecare din noi, mă refer la agricultori, cum vor fi adaptate în folosul agriculturii din Republica Moldova. Mi-a plăcut foarte mult ideea anume în ceea ce ține de absorbția fondurilor de preaderare care vor urma să vină în anii 2027, sperăm. Dar totuși noi suntem în Moldova, financiar suntem decapitalizați. Nu spun, este foarte mult de lucru, dar nu putem face la momentul actual copy-paste ceea ce țin de legislația de acolo. Trebuie modificată și adaptată pentru Republica Moldova. Und der Platz, wo so etwas bei uns seit 100 Jahren passiert, ist die Landwirtschaftskammer. Die Sorgen sind groß, aber wir haben ein Werkzeug, um aus diesen Sorgen Lösungen zu machen. Pe lângă facilitarea accesului la finanțare, camerele agricole vor reprezenta fermierii în dialogurile cu autoritățile și alți parteneri, sprijinind astfel întregul sector agricol moldovenesc în fața provocărilor. Prin acest proiect de lege, Ministerul Agriculturii ridică la nivel de profesie și activitate profesională activitatea agriculturii, prin intermediul căruia agricultorii comunică, se formează și devin mult mai puternici. Când vorbim de procesul de preaderare și când vor fi fondurile de preaderare, posibilitatea de a depune proiecte pentru accesarea acestor fonduri. Statea lor este oglindită prin problemele, provocările care le denotă toți fermierii. Cum arată și țările europene, Camera Agricolă Națională este membră a COPACACEGA din Bruxelles, respectiv toate solicitările noastre ar urma să fie ajunse acolo după aderare. Fermierii și oficialii așteaptă cu interes implementarea acestui proiect, sperând la o transformare benefică pentru toți cei 8600 de agricultori din țară.